Basarabia nu mai este cea care a fost în anul 40, cea care a fost în anul 44, deoarece a fost abuziv decapitată sau a fost abuziv lipsită de câteva zone importante de partea de nord și partea de sud, și ceea ce a rămas între interfluviul Ruci-Nistru cu o anexă care de fapt nu îi aparține și care și astăzi ne aduce mari bătăi de cap, vorbind de zona transnistreană sau o bucată din aceasta, deoarece sub aspectul toponimiei istorice și aceasta nu reprezintă deplinul aspect al ei. Republica Moldova, care s-a declarat suveranitatea 90 și 91 independența, de fapt este o mică bucățică a ceea ce înseamnă Basarabia istorică. O Basarabie care stereotipic a creat două extremități. Una, o Basarabie rusească în viziunea unora, și pe de altă parte Basarabie românească. Treptat dintr-o politică țaristă, dintr-o politică rusească, care de fapt a și creat această problemă, treptat Basarabia a devenit o problemă românească, deoarece România continuă a trebuit să lupte pentru aceste teritoriu, și astăzi, de la acele mișcări de emancipare națională, sigur că s-a discutat și se discută în continuu despre un scenariu al reîntregirii, al unirii, deci noțiunile sunt diferite, însă un discurs clar politic de la București la Chișinău în ultimii 20 de ani nu a putut fi observat. Unicul care de fapt a spus o părere foarte clară a fost și este regele Mihai. În nenumărate intervenții pe care le-a avut, începând cu 89, 90, 91 și mai recent în 2007, când a fost un grup de tineri și profesori universitari în vizită, dânsul a spus foarte clar, deci excelența s-a spus foarte clar. Și citez, am spus-o întotdeauna. Basarabia este pământ românesc și basarabenii sunt români. Ar trebui, pe cât se poate, ca aceștia să nu-și uite limba, originea și să-și păstreze credința lor în biserică. Am încheiat citatul. Deci este, de fapt, un mesaj foarte clar la ceea ce înseamnă poziția casei regale în problema Basarabiei. Cu altă ocazie, domnia sa a mai spus că România până astăzi rămâne să fie ocupată de armata sovietică, nu la București, nu în altă parte, dar în zona Basarabiei, la Chișinău și în spațiul acesta, deoarece România este cea care a fost lipsită de un teritoriu abuziv și, de fapt, a fost ocupată și rămâne până în prezent o parte de cea acestea. Dar discursul politic al Bucureștiului nu s-a lăsat în această, sau nu a clarificat această situație, și chiar din primii ani, imediat după Revoluție, acele întâlniri pe care le-a avut primul președinte al României, Iliescu, cu Gorbaceu și mai târziu cu succesorii acesteia, cu liderii Rusiei, deci a fost foarte clar, a continuat, de fapt, mesajul lui Ceaușescu că nu au pretenții asupra spațiului de la Est de Prut, lucruri care, de fapt, și au agravat această comunicare sub plan politic. De fapt, nu au limpiezit, ci, din contra, au complicat problema basarabeană așa cum este ea. Pe de altă parte, comunicarea culturală, comunicarea academică, începând cu anul 90, a cunoscut etape diferite. Mai bune, mai puțin bune, sau mai modeste, sau mai calitative, mai puțin calitative, deoarece și aici, pe plan cultural și academic, lucrurile au fost influențate de starea politică de la București și de la Chișinău. De aceea, Basarabia astăzi nu este doar ceea ce cântă Pavel Stratan. Basarabia nu este astăzi doar ceea ce scrie Vasile Iernu. Deși și unul și altul sunt exponenți ai culturii, așa cum este ea basarabeană, originală în felul său, Basarabia este o problemă complexă care trebuie studiată. Din păcate, până astăzi putem spune că Basarabia rămâne a fi o necunoscută din perspectivă culturală și istorică, însă aceasta nu trebuie să ne împiedice în ceea ce înseamnă comunicarea culturală între noi, în ceea ce înseamnă apropierea și politizarea pe subiecte diferite legate de istoria noastră, de limba noastră, deoarece dilema identitară în Basarabia a ajuns să fie ridicolă. Deci să te temi să te declari român în perioada regimului de guvernare voronist a fost grav. Imediat ce te anunțai că ești de etnie românească, era încadrat ca adept al unionismului. Era încadrat ca fiind naționalist. Ceea ce, de fapt, nu reprezintă un aspect al problemei identitare. Lucrurile acestea s-au agravat în contextul preluării politicilor de promovare a moldovenismului, ca o identitate care este caracteristică acestui tânăr stat, sau în construcția statalității, deci a căpătat o nouă amploare această politică a moldovenismului și niciodată nu se încearcă să se discute despre un nou discurs naționalist. Și moldovenismul în sine este un naționalism. De aceea trebuie să spunem foarte clar lucrurile pe nume. Deci eu vă îndemn în continuare să fiți deschiși spre o colaborare, spre o comunicare, și asta ne va ajuta să înțelegem mai bine ce înseamnă Basarabia la începutul secolului 21. Vă mulțumesc!